încă de la vizita din Germania, tot cu același subiect, că mă întâlnesc cu cetățenii români care lucrează în statele membre ale Uniunii Europene și nu numai că vor continua aceste vizite. Am închei astăzi o vizită în Austria, unde m-am întâlnit cu autoritățile, cu partenerii, cu reprezentanții sindicatelor, cu lucrătorii români din domeniul forestier, dar și cu lucrătoarele românce îngrijitoare. Am descoperit unele aspecte, unele probleme pe care ne dorim să le îmbunătățim. Au fost unele accidente de muncă în domeniul forestier. Am stabilit împreună să îmbunătățim inspectajul de securitate și sănătate în muncă, să fie mai des făcut, să fie mai atent făcut. Am descoperit unele neclarități, de aia spuneam că să-și cunoască drepturile la îngrijitoare care nu lucrează cu contract de muncă, care nu o să beneficieze de o pensie. Le-am clarificat, le-am spus că voi veni aici de câte ori este nevoie, am stabilit un contact direct cu dumnealor. Recent am trimis, am înființat un post de atașat de muncă și aici, în Austria.